Dumitru din nou la telefon. Bună seara. Bună dimineața, că știu că e dimineața la dumneavoastră acolo. Da, și la voi bună seara, probabil. Da. Sau bună după amiază. Să știți că chiar aseară mai discutam dacă nu cumva era cazul să fiți și dumneavoastră la sărbătoarea Rapidului, chiar și în contextul în care ați fost foarte emoționat la inaugurarea stadionului Steaua și că, mă rog, v-ați exprimat. E o confuzie. E o confuzie în ceea ce privește că am avut emoții la inaugurarea clubului Steaua. Nici Steaua nu m-au chemat. Deci eu când am fost pe Steaua, am fost la meciul România, juca meci oficial pentru calificări, cred. Aha, deci n-ați fost la inaugurarea stadionului. Nu m-a invitat nici Steaua la... Bun, atunci inaugurarea a fost și corelată cu sărbătoarea de la Sevilla, cu, mă rog, nu știu câți ani, 35. Deci noi, și pe mine... putem să zicem așa, dar pe de altă parte... Mi-aduc aminte că nici Marcel Răducanu n-a fost acolo și deși a jucat în meciul de inaugurare a fostului stadion și cred că a dat și gol atunci, în fine. Da, și eu am jucat pe fostul stadion. Așa, da. Chiar m-au adus de acasă că eram puțin bolnav, în sfârșit am jucat și la inaugurare cu Steaua Roșie Belgrad sau cu cine am jucat. OFK Beograd, nu știu. OFK, da. Da, știu că am și vorbit atunci, e adevărat, am vorbit atunci, da, da. Erați tot în străinătate. Deci n-ați fost invitat... Nu sunt supărat pe nimeni pentru că nu m-au invitat, dar sentimente trebuie să am în condițiile când am fost în țară, trecând pe lângă stadionul Giulești, eram cu soția mea în mașină și zice, uite stadionul, bă, zic, ar fi, ce mândru poți să fii când poți să joci pe un stadion așa de cochet și de frumos. Și mai ales că... pentru mine Rapid a fost copilărie. Dacă tovarășul președinte a considerat că nu trebuie să mă cheme, nu mă cheamă. Dacă cei de la Steaua, domnul colonel, a considerat că nu trebuie să mă cheme, nu mă cheamă, nu sunt supărat pe ei. Cum a apărut în presă că Șumudică, i-a zis domnul săracul Șumudică, se tot auză invite singur, dar nu-l bagă nimeni în seamă. Dar probabil că se vină timpul și lui Șumudică să-l cheme Rapid. La Șumudică vă referiți la antrenorat, pentru că la inaugurare n-a putut să participe. Da, la antrenorat. Da. Ați apucat să vedeți ceva pe internet de la sărbătoarea Rapidului? Am văzut și sărbătoarea respectivă, am văzut și meciul echipei naționale, deci... La Rapid cum vi s-a părut sărbătoarea? E ceva special atunci când e vorba de meci sau eventual de suporteri. Rapidul a demonstrat anul ăsta că sunt o echipă bună și că pot face o figură frumoasă. Păcat că nu joacă în play-off și joacă în play-out. Dar să vedea Dumnezeu să poată să prindă cupe europene și atunci pe stadionul ăla mic poate să facă lucruri minunate. Mi se pare și dumneavoastră că e cam mic? Este mic pentru Rapid, pentru că Rapidul, dacă se joacă pe cum se juca pe timpul nostru, pe 23 august, era totdeauna arhiplin. Da, au trecut vremurile alea, mă refer la faptul că nu se putea face oricum un stadion atât de mare și că oricum nu mai vine atâta lume la fotbal, mai sunt și alte atracții spre deosebire de acele vremuri, dar într-adevăr, de la 19.000 cât avea vechiul Giulești până la 14.000 e o diferență importantă și e păcat că nu s-a putut face mai mare acolo în acel loc. Da, ați apucat, din ce ați apucat să vedeți, ați văzut și figuri cunoscute din vremea în care jucați? Nu prea mai sunt. Singurul care mai poate, adică a jucat pe timpul meu și eu cu el, a fost Victor Răducanu. Ionescu, am auzit că a fost o dată la un meci și a dat, eu știu, lovitura de începere, da? Nu. Pe timpul ce am jucat eu nu mai este. Păi nici nu mai sunt mulți în viață. Neagu-i mort și sunt mulți morți. Erică Răducanu a și intrat în poartă. Nu știu dacă ați văzut. A, săracu, e vai de fundul lui. Haideți că e bine. E ca noi, să știți că noi, datorită faptului că am alergat la timpul nostru, avem probleme cu picioarele, vale. Da, de acord, dar e bine că sunteți și că... Da, este adevărat. Că putem vorbi cu dumneavoastră, că na, e asta în sine e o performanță, de la o anumită vârstă încolo. Eu vă mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit la mine.
Da, Și apropo, ați văzut materialul din gazetă legat de meciul România-Brazilia? nu l-am văzut, l-am pe internet, dar nu l-am deschis. Chiar azi dimineața m-am uitat și n-am reușit. Când vine înapoi de la biserică, să mă duc să rog pe fata mea să mi-l deschidă, pentru că mi-a spus Dan Udrea că am fost, să spun așa, am avut cele mai bune, printre cele mai bune Cifre. După testele făcute, cele mai bune cifre, da. Da. Eu m-am bucurat, i-am povestit care a fost la timpul respectiv, așa cum spunea și Ilie în dimensiune, aseară parcă spunea, că e mândru că a participat la inaugurarea stadionului nou, că când ești fotbalist și ai jucat mult timp la o echipă, ai sentimente care nu ți le poate scoate nimeni din inimă și mai departe. Așa e. Interesant demersul, apropo de meciul România-Brazilia, că analizat așa, conform standardelor de acum, a cifrelor de acum, a tehnologiei de acum, să vedem cum v-ați ridicat și dumneavoastră și mare parte din coechipierii dumneavoastră la un nivel cu totul și cu totul deosebit. Și iertați-mă, dar am avut așa un mic șoc, pentru că pierdusem din vedere chestiunea asta, citind materialul, am avut șocul că erați un jucător la 20 de ani în momentul ăla. Cornel Dinu, 21 de ani. Absolut incredibil. Da. Acum așteptăm la 24 de ani, încă mai așteptăm jucători să confirme. Și dumneavoastră jucați la vârsta aia la mondiale. Așa este. Eu sau, eu știu, generația noastră am avut de fiecare dată niște idoli fotbaliști care ne i-am ales și am încercat din Europa și din România să ne gândim la ei și să ajungem ca ei. Vorm a fost după generația noastră, a fost generația lui Gică Hagi și a lui Ilie Dumitrescu și a lui Popescu, în sfârșit, că s-au gândit și au vrut, am fost și noi pentru ei niște idoli și alți din străinătate. De exemplu, eu când eram fotbalist la Rapid, mi-a plăcut foarte tare cum a jucat Nanae Georgescu și totdeauna vreau să spun că era un jucător Haller care juca din Italia, care lovea mingea senzațional cu stâmpul, cu dreptul, cu exterior și așa mai departe. Și mă gândeam mereu la el până a apărut Cruyff. Când a venit Cruyff atunci, idolul meu a fost Cruyff. Și acum în România nu mai sunt idol. După generația lui Gica Hagi s-a cam terminat totul. A fost Mutu, a fost Chivu. A mai fost Mutu și Chivu, da. Pentru o vreme. Să zicem Adrian Ilie între. Sunt puțini. La generația lui Gica Hagi au fost 15-20. La noi erau tot așa. Păi dacă ne ridicam la nivelul acelor jucători brazilieni sau englezi, mulți din echipa noastră, pentru faptul că aveam valoare, loveam mingea cu ambele picioare. Majoritatea jucătorilor sau alții care aveau un singur picior compensau prin ceea ce făceau ei. Deci am avut de unde și a fost în țara noastră. Existau antrenori speciali, că eu am tot spus când o să ajungem să batem pe Luxemburg și ne bucurăm, suntem departe și așa este.